Consilierul local Otto Haller a cerut primăriei să reducă la 0,5 cota pe clădirile nerezidențiale aplicată persoanelor juridice. Dacă primăria propune o reducere de 0,1 la cota pe clădirile nerezidențiale aplicată persoanelor juridice, de la 1,2 la 1,1, consilierul PNL Otto Haller spune că nu este suficient și că ar trebui reduse la 0,5. Aș vrea să mă refer la cota aplicată asupra clădirilor nerezidențiale pentru societăți, pentru persoane juridice. Sigur, este lăudabil că de la 1,3 s-a ajuns la 1,1, dar credeți-mă că e foarte mult. E o povară mare acum pe mediul de afaceri. Domnul primar a participat la mai multe întâlniri și mediul de afaceri în ziua de azi în Zalău încă supraviețuiește. Anul ce a trecut este pe pozitiv, dar începând de la 1 ianuarie o să avem probleme mari. În primul rând cu nou cod fiscal, ceea ce înseamnă că cheltuielile cu personalul va fi mai mare, dar mai mare problemă este că nu avem personal. Inclusiv eu mă confrunt cu această problemă, care în mod automat duce la reducerea activității. Eu consider că ar trebui să dăm un semnal bun pentru mediul de afaceri, să sprijinim și mediul de afaceri din Zalău și o cotă rezonabilă ar fi acolo, cred că la 0,5-6%. Vă rog să meditați asupra acestei probleme, pentru că sub această formă am reușit să ajutăm firmele și în sensul să investească. Asta ar fi o propunere de-a mea și vă rog să meditați asupra lui. Știu că este o sursă mare de bani, dar considerați că aceste societăți au și mijloace de transport și contribuie și prin impozitul pe salariați și ar trebui să reducem, că cota asta încă este foarte mare. În schimb, executivul primăriei susține că efortul financiar ar fi prea mare pentru municipalitate.